ne bucurăm că sunteți aici. Ne-am dorit de foarte multă vreme să ne adunăm măcar să ne vedem la față, față de față, că pe Facebook ne mai vedem, inclusiv acum, în direct, probabil. Chipuri și opere, titlul la care am trecut foarte repede de acord, poate că mai găseam și variante mai bombastice, dar am rămas la acest, să zic, generic simplu. Și permisiv, pentru că aici vom discuta despre oameni care cred eu că au conturat într-un fel acest popor. Am mai spus și vreau să repet, dacă acei oameni, și mă refer la generațiile interbelice și la generațiile de sacrificiu, aproape din totdeauna, dacă ei sunt oameni, atunci trebuie să umblăm un pic la biologie și să vedem ce specie suntem noi. Că nu se poate să fim și noi oameni și ei oameni. E clar că ori ei sunt supra-oameni, noi suntem sub-oameni. Vorbesc în nume propriu ca să nu mă, știu eu, jignesc cu plural. Eu cred că cei aici de față, unii cu mijloace moderne, așa domnul Iulian Păicuș, domnul Vlad Papu, îi prezint așa, dintr-o parte în alta, domnul Andrei Dălău, domnul Mihai Gheorghiu, deja l-ați auzit, Diana Mureșan, domnul Cristian Crăciun. Eu cred că ne vor evoca nu numai figura lui Steinhardt, ci mai ales relevanța lui pentru omul de azi. Nu ne-am dat teme, n-am stabilit, nu știu eu, titluri de prelegeri, dorim să fie o discuție cât se poate de liberă. Nici nu știu cu cine să începem, poate cu domnul Crăciun. O luăm așa doar de cine vine mai departe, vorbește primul. Da. Ei, mai o digrit.